La cultura de tomate, începând cu anul 2009, în România a pătruns un dăunător foarte problematic, și anume molia miniera a tomatelor, tuta absolut, așa cum este cunoscută de fermieri în întreaga țară. Pentru asta utilizăm tratamente în bloc cu produsul Coragen, un produs sistemic, translaminar, care ne ajută în combaterea acestui dăunător foarte periculos. Avantajul produsului Coragen în combaterea acestei molii, combaterea tuta absoluta, este modul, bineînțeles, de acțiune, combaterea oului, larvelor și a adulților și, bineînțeles, plaja de temperatură în care poate fi aplicat, practic de la 22 se duce până la 32-34 de grade. Problemele, în special cu dăunătorii, cu omida, tuta absolută, mai recent de anul trecut, și acum 2 ani mai puțin, anul ăsta văd că deja ne-au luat mai din pripă și foarte bun mi s-a părut Coragenul care l-am folosit. Atacul l-am văzut așa destul de masiv. Am dat cu Coragen și cam a doua zi deja s-a văzut efectul la Coragen. Omida pur și simplu scos-o și din fruct. Am văzut-o ieșit afară și moartă. La vânătă am avut atac de Colorado și cu ajutorul Coragenului am combătut rapid și cu succes. Coragenul l-am folosit ca alternant, adică mai la 10-15 zile e sistemic, face toată treaba. Anul trecut am mai folosit produse de la FMC, fungicide Riza, Impact. Am mai folosit Coragen la tomate. Dăunătorul la tomate este tuta pe locul 1, ceea ce e cam greu de combătut. Față de alte produse e mai bun. Un alt dăunător pe care îl combatem eficient cu produsul Coragen este omida fructificațiilor. Aplicând preventiv produsul Coragen, datorită acțiunii sale, putem să ținem sub control acest dăunător care creează pagube însemnate în culturile de legume.